Bună seara, dragi nemuritori și nemuritoare! Sunt Grig Oprea de la Academia Ars Moriendi. O am alături de mine pe deja prietena noastră, doamna Cristina Brânzei, care, precum știți, este psiholog, psihoterapeut și mai este, din păcate, și în categoria nedorită de nimeni a celor care și-au pierdut partenerul iubit. Deci este văduvă. Nu numai asta o califică, ci și un viu interes al dânsei și o dorință de a citi și de a se informa de mai mulți ani, o califică într-un mod cu totul special pentru a fi, zic eu, în Academia Ars Moriendi, cea care să ne îndrume pașii atunci când ne aflăm în situația de a fi îndoliați. Situație pe care nimeni nu și-o dorește, dar de care nimeni nu scapă dacă ajunge adult. Dragă Cristina, îți urez bună seara și îți mulțumesc că ai venit din nou alături de noi pentru un scurt audio. Bună seara, Grig, bună seara tuturor. Mă bucur tare mult că vorbim din nou, că ne reîntâlnim chiar și așa pe audio. Întotdeauna este o plăcere să împărtășesc din experiența mea, să zic așa, trăită în doliu, dar și din experiența cunoașterii și cercetărilor pe care le-am făcut de când mi-am pierdut soțul. Încă o dată condoleanțe, Cristina, pentru că deși au trecut 4 ani, eu știu că o astfel de rană nu se vindecă, ci învățăm să mergem cu ea cumva, ca și cum învățăm să mergem cu o pereche de pantofi care nu ni se potrivește, dar n-avem alta. Exact. În toată viața noastră de aici încolo vom merge cu această rană în suflet. Chiar dacă ea se va transforma puțin în timp, asta am observat și eu, ceva ce nu am crezut că va fi posibil, sincer, mărturisesc, și anume că ea chiar se poate transforma cumva, dar nu dispare absolut deloc. Ea este prezentă cu mine în fiecare zi și aproape în fiecare clipă, pentru că tot ce fac se raportează la amintiri, la prietenia și tot ce mi-a oferit frumos soțul meu. Și, din fericire, cam tot ce mi-a oferit el a fost foarte frumos. Și cam tot ce fac, fac cu gândul la el și dedicându-i lui, într-un fel, tot ce fac și ajutând, încercând să-i ajut și pe alții să vadă lucrurile puțin altfel, Puțin diferit. puțin Mulțumim. diferit. Mulțumim frumos. O întrebare înainte de a intra în ceea ce ne-am propus, de fapt, să dezbatem în seara aceasta și să spun deja titlul. Am zis să ne întrebăm ce putem noi face în primul an când suntem îndoliați, deci cei care se află în nefericita situație de a fi în doliu și nu ne referim numai la doliul după partener, desigur. Ce pot ei să facă? Ce putem noi să facem? Dar înainte de asta, am vrut să te întreb cum ai reușit cumva să faci această transformare. S-a întâmplat ea firesc, spontan, sau ți-ai propus, ai avut această intenție și ai lucrat cumva în mod conștient, în mod voit la asta? Sincer, nu cred că am lucrat conștient. Cred că a fost așa un fel de flacără, o lumânărică așa, o scânteie aprinsă în fața mea care m-a ghidat și o nevoie a sufletului, pentru că întotdeauna de când a plecat soțul meu și nu numai subiectul acesta ca o paranteză, mă interesează de foarte mulți ani. Știu. Viața de dincolo, moartea, viața, continuitatea vieții și a conștiinței, toate astea mă preocupă cam de vreo 15 ani, dacă e așa să zic cu aproximație. De când soțul meu m-a părăsit, cercetarea a fost mult mai intensă și a fost o nevoie de a redirecționa cumva atenția de la suferință, de la durere, pentru că să știi că numai două lucruri m-au ajutat enorm. Timpul, în primul rând, trecerea timpului, pentru că fără să vrem trece timpul și pentru noi mai departe, și cunoașterea. Mijloace prin care am putut să ajung la diferite informații din ce în ce mai adânci, din ce în ce mai specifice, ca să zic așa, din domeniul acesta al vieții de dincolo, al mesajelor pe care le putem primi de la
cei dragi și, în general, al cunoașterii de genul acesta. Deci tu îmi spui mie că timpul, chiar dacă pare o lozincă răsuflată și când doliu e foarte acut, nu e luată în serios, totuși această formulă că timpul le mai atenuează pe toate are adevăr în ea. Și al doilea lucru pe care l-ai menționat a fost faptul că dacă ne ocupăm cât de cât cu deschidere, de a încerca, ne ocupăm să încercăm să înțelegem, să aflăm, să vedem ce s-a descoperit, că sunt atâtea mii și mii de oameni, unii dintre ei trăitori ca noi, ca tine și ca mine, alții cercetători în domeniul ăsta, care ne aduc dovezi că lucrurile nu stau așa cum îndeopște credem noi, că moartea e totul, e finalul finalului și nu mai urmează nimic după aia. Deci tu îmi spui, deci, repet încă o dată, că trecerea timpului, timpul ăsta trece oricum, noi nu avem ce să influențăm aici, nu îl putem trage de păr să treacă mai repede, nici nu îl putem frâna să treacă mai încet, el trece în ritmul lui, dar la Exact. capitolul al doilea, la cunoaștere, iată, tu ai anumite informații, ai și această pregătire specifică de doctor de suflet, îmi place mie să spun. Eu am, Exact. tot așa ca și tine, o nebunie, o flacără vie în mine, că frumos ai spus, și citesc și citesc și nu mă mai opresc și nu mă mai pot opri din a mă minuna câtă bucurie și câtă liniște poate să aducă această informare. Și atunci vin și te întreb. Și repet că nu ne referim numai la pierderea unui partener, ci la orice formă de doliu. Vin și te întreb, Cristina, ce putem face dacă suntem îndoliați? Ce putem face, mai ales în primul an, când durerea este cea mai mare? La ce putem să fim atenți în privința comunicării celor dragi plecați dincolo în lumină cu noi? Da, păi mai întâi ar trebui să fim deschiși și să acceptăm informație nouă, dacă nu o cunoaștem, din domeniul acesta și să începem să ne informăm și să vedem prin ce situații au trăit alții, au trecut alții, prin ce experiențe, cum s-a întâmplat, în fine, sunt atâtea mijloace, sunt foarte multe podcasturi pe YouTube, sunt cărți foarte multe, chiar și în limba română, și la un moment dat noi o să facem o listă din aceasta ca să ajutăm oamenii să se ducă către ele Sigur. țintit. Da. Așa. Și în al doilea rând, să aplic și să fiu deschisă, să simt și să, în primul rând, să nu fie frică, că atunci când am niște mesaje sau simt niște modificări în spațiul din jurul meu sau, eu știu, se întâmplă anumite situații care nu s-au mai întâmplat până atunci, să știu să le dau semnificația, cred că zic eu, reală. Și anume că acele mesaje vin de la cei dragi care nu vor altceva decât să ne vadă bine, să ne spună că suntem, că ei sunt bine, că ei continuă să existe. Asta este extraordinara realitate pe care o aduc foarte mulți în mărturiile lor, și anume că atunci când pleci, este ca și cum ai trece dintr-o cameră în alta Da. și aproape că nu-ți dai seama și nu vezi diferența tu ca suflet plecat dintre viața de aici, din încarnare, să zic așa, viața încarnată și viața dezîncarnată, cum spun mediumii. Deci, pentru că această conștiență are continuitate, ea nu se întrerupe deloc, Da, absolut deloc. are continuitate ca individ. Nu se Da, pierde în nu oceanul, se nu pierde. știu, particulelor de Exact. conștiință. Zic și eu acum, că se pare că și până și conștiința este cuantificată, cuantică. Dar Exact. important e că ne răspund acești plecați ai noștri dragi, Da. interacționează cu noi, ne trimit uneori mesaje care ne fac să înțelegem că ei au participat de acolo, din nevăzut, la evenimentele vieții noastre, majoritatea bucuroase, nu știu, la o absolvire a unei școli, la o nuntă, când noi plângeam într-un colț că uite ce bine era să fi fost și bunica alături de noi. Și bunica ne transmite frumoasă nuanță de roz ți-ai ales la logodnă. Adică, știi, ei chiar Da. există în continuare până când ne vom convinge fiecare din noi, din proprie experiență, că ia uite, continuăm să existăm și să avem aceleași gânduri, aceeași ființă psihică. E foarte greu să-ți alegi termenii. Până una Da. alta, e bine să învățăm de la alții, ca să fim pregătiți și să nu fim așa șocați
când vom trece Exact. prin această stare. Și uneori chiar, scuză-mă puțin, Te rog. chiar ne păstrăm personalitatea, se Păi pare. despre asta vorbeam, chiar Parcă. despre asta Da. vorbeam. Suntem Exact. aceeași individualitate, avem aceeași personalitate. Îți povesteam odată că un medium, într-o carte scrisă de Gary Schwartz pe aceste teme, doamna care era medium, a stat în continuare pe scaun în spatele acelui ecran și a știut doar, așa, auditiv, că un client, cum se spune, un sitter, o persoană îndoliată, își terminase sesiunea, s-a ridicat, a plecat și a știut că vine alt client. Persoana care tocmai plecase dorise, de fapt, să cheme pe altcineva la vorbitor, dar noi nu știm cine vine. Și venise bunica ei, care era mai impetuoasă, așa, o fire care se băga, se impunea, era autoritară. Și, mă rog, asta a fost, dacă a venit bunica și a ocupat vorbitorul, asta e. Dar după ce persoana îndoliată a plecat, acum era vorba să vedem cine vine pentru a doua persoană îndoliată. Și mediumul zice cu jenă, nu știu cum să vă spun, dar a venit din nou bunica persoanei anterioare. Deci și-a păstrat personalitatea, s-a băgat din nou peste rând. Da. E greu de crezut, dar Da. astfel de lucruri sunt reale, pentru că prea se povestesc în multe studii. Da, și ce am mai aflat și a fost surprinzător pentru mine este că și pasiunile continuă acolo. Adică dacă, spre exemplu, uite, soțul meu ne-a transmis că îi place acolo să facă poze, fotografii, Făcea nu poze? știu cum, da, așa. După aceea ne-a mai transmis că urmărește niște teorii din fizică, el era fizician, și urmărește niște teorii, și i s-au confirmat niște teorii pe care le susținea aici în viață. Fantastic. Așa, și a treia chestie foarte interesantă, el iubea foarte mult copii, enorm de mult, și își dorea foarte mult, avea în plan să facă cumva o secțiune de filmulețe pentru copii pe YouTube cu fizica explicată altfel. Și acolo se pare că asta Sabine i-a transmis prin cineva, Adică că fiicei acolo voastre. se. Da, așa, scuze, că acolo se pregătește să devină profesor. Frumos. Vreau și eu să adaug un exemplu. O persoană foarte dragă mie, o fostă elevă a mamei mele, din orășelul din care vin eu, fică de medic. Și ea și sora ei au suferit enorm când l-au pierdut pe tatăl lor, l-am cunoscut și eu, un medic deosebit. Și la un moment dat, sora ei zice că l-a visat pe tatăl lor, care le-a spus, dragă, eu aici sunt medic internațional. Oh. Înseamnă medic național sau internațional, dar mi-am Super. dat seama că acolo îi tratează pe toți, probabil. Deci tu îți dai Da. seama că ei își păstrează, mi-e greu să zic profesia, că nu cred că le face cineva dincolo carte de muncă, Sfântul Petru sau cineva, Inclinațiile, da. dar au niște preocupări, nu stau degeaba, progresează fiecare Exact. unde se pricepe. Fii atentă, ne-am propus astăzi să nu facem o discuție foarte lungă, dar te rog, ca să punctăm exact ceea ce am promis, la ce să fim atenți, deci, la ce fel de mesaje sau la ce altceva să fim atenți dacă tocmai suntem în primul și cel mai greu an de doliu. Sigur. În primul an și mai ales în primele 40 de zile, asta spun din propria mea experiență, eu așa am observat, în primele 40 de zile am primit enorm de multe mesaje, nu numai prin prietena mea cu capacități extraordinare, ci prin pur și simplu prin mine. Adică senzații olfactive, zgomote, atunci când îi ceream ajutorul, fără să vreau, eram obișnuită să-l chem și să-i spun, uite ce problemă am. În foarte scurt timp se rezolva acea problemă, era fantastic. Adică chiar nu îmi venea să cred că așa ceva este real, că trăiesc așa ceva. Plus acele senzații kinestezice pe care le-am simțit. De asemenea, Ce am. înseamnă senzații kinestezice pentru cineva Da? care nu cunoaște acest termen? Ok, adică senzații de-a lungul pielii pe corp, da? Sunt senzații de electricitate, de atunci când te curentează ceva, ca un curent electric care trece prin corp, pe o parte sau pe alta a corpului,
Și simți efectiv că ți se ridică părul pe tine. E o senzație extraordinară și îți dai seama că este externă ție, exterioară ție, adică nu vine din interior. Apoi am găsit, spre exemplu, monede. Nu mi s-a Mici. întâmplat, da, niciodată nu mi s-a întâmplat să găsesc în niște locuri foarte ciudate. Odată, spre exemplu, am găsit o monedă de 10 bani, culmea, cu anul 2019, anul în care soțul meu a plecat, într-o căciulă de-a mea, care nu înțeleg cum a ajuns acolo. N-avea Ce nicio tare. justificare. Ce Și se tare. pare că, da, adică orice ți se pare că este anormal, acela nu este un anormal pentru ei. Este o normalitate, este un mod de a-ți transmite ceva. Și de a atrage atenția prin faptul că nu e De ceva a-ți atrage normal, atenția. Da. că dacă era normal, dacă găseai banul acolo unde ții banii, n-aveai cum să te gândești Da, la da, ceva. da. Da. Spre exemplu, se mai întâmplă să ai mesaje prin anumiți fluturi și asta e chiar realitate, pentru că nouă ni s-a întâmplat după moartea mamei mele, la foarte puțin timp, fiica noastră a fost, mă rog, a luat-o soțul meu la birou, au fost împreună la el la birou și acolo, îți dai seama, într-o clădire de birouri, unde era geamul puțin întredeschis, efectiv a intrat un fluture din acela roșu cu ochi de bou, așa, nu știu cum se Da, numește, știu. Nici nu prea mai așa. există. Da, ceva Da, sunt foarte imaterial. rari, exact. Dă-ți seama că este o clădire de birouri care are o curte interioară și de jur împrejur sunt numai birouri, numai clădire, numai, nu verdeață, nu nimic. De unde a venit acel fluturaș? Și s-a așezat fix pe mâna fiicei mele. Wow, asta mă convinge mai mult decât faptul că a intrat. Deci faptul că s-a așezat, ceea ce este absolut atipic, pe mâna cuiva. Am și o poză la un moment dat, chiar i-a făcut poză soțul meu. Ei erau pasionați amândoi de fluturi și i-a făcut o fotografie, o am pe undeva, dacă o găsesc, o voi pune pe, ți-o voi da să o Ce frumos, publici de acolo. ce frumos. Da, și de asemenea, orice fel de senzație în casă, spre exemplu, de schimbarea temperaturii sau brusc, sau de schimbarea stării pe care tu o percepi, stării mediului percepută de tine. Spre exemplu, într-o zi am intrat în bucătărie și efectiv vedeam o ceață. Deci toată atmosfera din bucătărie era ceață. Da. Nu avea nicio explicație, afară era soare, era în plină zi și eu vedeam o ceață, efectiv. Da. Și ca să aflu, la puțin timp, am citit undeva într-o carte un exemplu de genul acesta al altcuiva. Și atunci mi-am explicat. Atunci, bineînțeles că m-am gândit, dar n-am luat-o foarte în serios. Am zis, poate mi se pare. Știi că de multe ori spunem așa, poate mi se pare, că nu Da, suntem pentru obișnuiți. nu suntem obișnuiți să dăm, Importanță să. importanță și să acordăm credit, încredere acestor trăiri Exact. ale noastre. Ori le dăm la spate, ori spunem că a fost o închipuire, oriceva, o coincidență. Deci, ai menționat mici monezi, ai menționat poate, sau ai trăit poate și fenomenul că apar pene, o pană de pasăre unde nu e Da, nicio pasăre. Și s-a exact. întâmplat? Mi s-a întâmplat și cu pene. Mi s-a mai întâmplat, de fapt nu mie, Sabinei, fiicei noastre, i s-a întâmplat să audă și sunt sigură pentru că era foarte aproape. Holul despre care voi vorbi este fix la camera ei, lângă camera ei. Așa, și a auzit pași foarte sacadat, așa, pe hol, exact cum mergea soțul meu, care se grăbea mereu, era foarte activ, așa, și pașii erau mai apăsați. Și a venit repede să-mi spună, mami, mami, am auzit pași, am auzit pași. Da, deci practic îi auzim. Ai Alteori ai spus, le auzit, simțim mirosul sau le simțim da. Da. cumva prezența printr-un ceva greu de definit. Pur și simplu Exact. prezența soțului, prezența fratelui, prezența mamei. Exact. Da. Vrei să mai Orice, adaugi ceva sau ți se pare că ai spus orice, esențialul?
Cam asta este esențialul și am vrut să punctez că orice este altfel în viața ta, ce nu ți s-a mai întâmplat până atunci și se întâmplă de când cineva drag a plecat, acela poate fi 99,9% un mesaj. Ca să nu mai vorbim de mesajele propriu-zise, fenomenul este cercetat în literatura de specialitate sub denumirea de after death communication, deci comunicări post-mortem, Da. unde comunicările pot fi atunci când noi, cei indoliați, suntem în stare de trezie, suntem luciți sau suntem în stare de somn și spunem, am visat un vis de noapte. Poate că n-a fost asta, poate a fost un foarte clar și distinct mesaj. Exact. Da. Da. Dragă Cristina, dacă vrei să mai adaugi un cuvânt de încheiere, dacă nu, dăm voie mie să amintesc că în curând, pe 10 februarie, oferim acel, împreună, tu și cu mine, oferim acel workshop terapeutic, unde se pare că vine destul de multă lume. Nu am prea reușit noi să facem cunoscut evenimentul, dar poate că îl mai promovăm un pic. Și pe 10 februarie 2024, oferim acest workshop, cu intenția de a alina suferința de doliu, pe de o parte înțelegând-o și din materiale teoretice, din cărți, din articole științifice, pe de altă parte prin aportul tău ca psihoterapeut și psiholog cu o destul de bogată experiență, deși ești o ființă relativ tânără. Dacă tu dorești să ai cuvântul de încheiere, te rog. Vreau să spun doar că îți mulțumesc că m-ai invitat din nou lângă tine Cu drag. să mai vorbim puțin și să mai încurajăm puțin oamenii în suferință și abia aștept să facem pași mai departe. Să procedem. Cred că o să ne mai întâlnim, fiindcă aș dori să mai abordăm o micuță temă. Mă rog, nici astăzi n-a fost foarte scurtă această înregistrare, cum mi-o doream eu, dar iată, vorbele trec. Adică o idee aduce altă idee și minutele trec. Nu-i nimic, am făcut acest podcast sau această convorbire cât am putut noi să o facem de comprimată. Mai comprimată n-am reușit. Te îmbrățișez, îți mulțumesc și să ne auzim și sau să ne vedem în curând cu bine. Workshop-ul va fi pe Zoom, pentru cei care încă n-au aflat de el. În descrierea, în textul care constituie descrierea oricărei postări de-a mea pe canalul de YouTube, o să punem și linkurile necesare, da? Să vă uitați întotdeauna și în aceste texte descriptive, pentru că mai găsiți o informație sau alta. Te îmbrățișez, dragă Cristina, îți Și eu. mulțumesc, o seară frumoasă și Seară frumoasă. vă îmbrățișez și pe voi, dragi nemuritori și nemuritoare, pe curând. La revedere! La revedere!